pornim înapoi, dar trenurile tot în direcție și ei se duc. Șotanul e clar trenurilor când ne întoarcem. Facem altă cursă azi. De la kilometru 54 înapoi spre capitală. Să vedem azi, poate ajungem mai repede, că teamă e la vale cumva. Toate astea e la amiază și e deja foarte cald. 50 până la Chișinău. Așa. Și Tolia, nici 10 km și te-ai opintit. Pricol sau pracol, cum se numește? Bucurie. Hai, că mă să mă uit. Și ți-a adus ghinion, Tolia? Ei, de-am drumurile de jenă. Eu credeam că îți dai jenă pe nata. Eu sunt vinovată, eu. Dar și e, l-ai luat prea repede. El avea grijă de mine. Merge de urma mea. Și m-a învățat. Viteza 3, viteza 1. Dar e mai repede din pedale, așa, pleacă așa. Și până la, și până la Bucovăța ai să înveți drumul. Până la urmă eu m-am învățat, dar de-am eu sus. Dar vezi, nu sparge tare, că mai am numai două pietice și uleacă de clei. Eu cred că tot aș răspunde. Vina. O să ajungă înaintea noastră. Da. Băi, voi gândiți-vă pe la Chișinău și cauză promovăm. Eu și apărăm. De-am ști. Da. Și o spui de la început de drum? Nu, la sfârșit. Arășo, să fie surpriză. Măcar dintre două încercare, da? Și vine miliția? Hai schimbăm bicicletele. A, tot e slabă și ne oprim. Natasha, du-te înainte, noi înflăm o roată. Da, ține atâta. Ia. Deci avem limită de viteză, că noi aveam să gonim cu mai mult de 70. Dacă sunt biciclist cu minte, a ieșit pe drumul și al nou de țară. Dar ei, dacă sunt răi, au ocupat o bandă întreagă și din cauza lor se fac din când în când ambuteiaje în direcția spre Chișinău. Sau îi depășesc unii scoțând fum negru, punându-le în pericol viața. Mai mult de 80 nici n-aveți voie. Ca asta nu e autostradă. 180. 80, 80. La oră. La săptămână. Pe la Chindie, așa, cu ambuteiaje de urma noastră, am ajuns în raionul Strășeni. Așa de mare ne-a părut călărașul de data asta. Că Strășenii o să ne pară enormi. Dar schimbă viteza dacă îți pare dealul mare. Dă-te jos, dar și eu de coarne. Chiar așa și face, și încă șchic pe jos. Păi tu ajuți, ori eu emoționez. Uneori pare că e mai ușor la drum singur. Alteori te bucuri că nu te-ai pornit decât cu cineva în ajutor. Poate să-ți pară rău și de o variantă și de alta. Unde duci tu alea? La Chișinău? Dar n-ai mult, vreo 40 km. Să-ți dau și bicicleta mea? Da, și eu ies la tren sau mergem pe jos cu nata. Nu, mai rezist. Eu pur și simplu las fac o leac de pauză, că într-adevăr, pentru dânsa prima dată. Data viitoare,
Nu mă mai trimis cu copiii la... da, o... Găsești niște cai sportivi dacă... Sau punem copiii să facă ture în jurul Chișinăului și după aceea... Distanța maxim 10-15 km, da. Distanța de astea găsești niște fete mai sportive. Experimentate. Da, ca să reziste. Te la dânsă, băi, profesionist. Oi, oi. Soția, ți-e interesant. Auzi, amatoriu. Al dat să-ți găsești niște băieți amatori și nu îmbli cu profesioniști. Da. Umuțit. Adică eu am stat cu minte că n-ai luat și ți-ai spart roata. Dar ți-am zis, du-te înainte și recuperăm după aceea, te ajungem de urmă. Nu, eu stau cu voi. Data viitoare găsim niște copii minori. Dar și există și copii majori? A, de fapt, da, nata e copil major. Băieți, luat și răbdat. N-avem încotro, da. N-am vrut să ne sculăm dimineață, te suim la tren. Scăpăm de tine. Și-o tamătăsarul azi e cu tine, Ion. Nu mă arab la mie, merge. Cât o împingi, atâta merge. Până să-mi plesnească cauciucul din spate. E așa răruț, chinuițel. Dacă ține și suta asta de kilometri, îl fac cadou. O să-l dau la muzeu. Am și unde. De data asta n-am făcut popas la Bucovăț și a câte e societat. Și parcă ne-am înțeles, după pod ne oprim. Mă ating că nata vrea să vadă nereasa, stei la nuntă. Naravul e narav. Vrei eu găstuleac de umbră și s-o oprit. Ce, ne întoarcem la Călăraș? La tine? Dăm la nata? Mă ating că vor apă. Sus, sucă. O fost leniți, vă sculați dimineață. Fiecare cu boba ei. Și-am ușat vreți, să ne oprim și la benzinărie. Mai facem și acolo, trebuie. Nu, gata, ăsta e singurul popas. Până la Strășeni necă. Și boșești? Nu. A, vse. Moldovan gospodar. A venit la nuntă cu mașina. A lăsat cățelul înăuntru. Să ne aduci bine că mașina e la umbră, dar stă pe gazon. Numai că nu e el singurul care stă cu mașina pe spații verzi, pe iarbă. Mai este unul de la Călăraș, parcat în halul ăsta. Mai este unul de la Căușeni, altul de la Chișinău, doar coroate, numai coroate. Încă unul de la Chișinău cu Ford-ul, numai coroate. Și ăla stă ți-o parcat corect, la Bădiș Restaurant, lângă acela, etno folcloric, Vatra, complexul unde se întâmplă cele mai fițoase evenimente culturale. Mi-a oprit o leacă și m-am gândit să inspectez, poate sunt mașini cunoscute, de demnitari, de politicieni. Cum acum sunt numere noi, nu prea le cunoști, nu-ți dai seama care sunt guvernamentale. Dar ar fi fost fain să le vedem la nuntă mașinile cu serii RMG sau RMP sau RMA. Băi, și operația e asta, băi. Și băi, nici la jumătate de drum n-am ajuns. Tu crezi că să ajungă la Chișinău? O zic să ieșim noi răbdători. Asta mai răbdători ca am oricum, știm de-am. Eu cred că n-ajunge până la Chișinău, dar înainte de ultima suflare, ultimul cuvânt, să nu-ți mai numești. Ai întrebat părerea, da? Nu, eu ajung la Chișinău. Precis la Chișinău. Până în țară. Noroc că ne-am pornit de vreme. Tensiune mare. Am ajuns abia la jumătate de drum. Și ne tot întrebăm. Nata o să poată, o să vrea, o să ajungă până la capăt ca Anișoara. Și mai ales curiozitatea din final.
Pentru ce cauză s-a sacrificat ea așa? Oare care motivul pentru care pedalează mai mult de 50 de kilometri? Am cu mătăsarul ne-am lămurit, el are ceva cu Grigorciuc. Svobodul Grigorciuc e Che Guevara, da? Da. În scrânșup cum ar veni. Dacă nu-i mătăsarul, ea ca nata a devenit rațională și merge și ea prin zonă, sigură. Dar normal că mă recunosc, și băieți și fete. Hai să ajungi și tu pentru vedete. Și că dacă am luat-o pe alături, evităm ambuteiajul. Coțul, bună ziua, noi suntem oameni buni. De ieri până azi pare că drumul s-a lățit cu o bandă. Sau nu eram noi atenți că am mers pe partea cealaltă. O să le numărăm noi pe toate. Nata, am ușa, zic ceva de străbunii creștini români. Au ajuns cu scaune de plastic la salce. Vai de capul la ei. Atenție, vaci la strășeni! Sau boi, buhai, zimbri, bivoli. E complicații mari la marginea strășenilor. Unii pedalează pe contrasens. Își pun viața în pericol, că noi suntem tri. Unul mai puternic decât alta. Și am ieșit din Strășeni, dar ajungem la Chișinău. Aaaa, e un deal mărișor. Mai schimbă vitezele. Dar dacă nu poate, nu umbla. Așa e, bravo. Ca să nu vadă mătăsarul. Gata, e o mărghine. Da, dar făcea efort prea mare. De kilometri până aici. Două ceasuri, 10 minute, 36 de kilometri. Și a treia oară cărpim roata, deja camera din față. Nu data viitoare ne o cart, cum ne știa să o pierd. Așa din șet îți pare că merge nata. Da, ori pensionieri, oricum. Of, când îl ved profesionalul ăsta. Anatol. Oricum nata e mai rapidă decât anișoara, dar e merge la vale. E mai ușoară. Nu știu dacă sunt mai ușoară, dar eu am spus că azi mă duc până la Chișinău. Aici mai rămas 20 km. Dar 36 le-am făcut. Băi, dar tu nu uiți la urmă pentru ce cauză pedalezi. Păi ne spui amul dacă dai urmă copii. Nu mor, dar ea că vreau am făcut fotografie și spun, uite, eu pedalez pentru susținerea femeilor. Totuși. Totuși. Și pentru împotriva violului femeii, hărțuirea femeilor. Și violența în familie. În general, susțin femeile și sunt împotriva. Crută, dar nu vrei să mergem și cu Domnica ce mortă tot împotriva violenței în familie? Hai! Hai data viitoare! Hai data viitoare cu Domnica! Hai, Domnica! Cum mergi? Brega îl punem între noi, una înainte și una în urmă. Și mătăsarul la urmă. Data trecută a fost împotriva violenței, acum eu cred că împotriva violului, că așa multe violuri s-au fost chiar ultimele noutăți, mai mult s-au auzit despre violuri. Când organizăm? În august, când în septembrie am să rășește. După ziua mea. Dar când e ziua ta? După 13. 13 te-am pornim. August sau care? Pe 12 protestăm la fenul ăsta. Asta e și un cadou de ziua mea, Natasha. Sio, paiehale. Mi-a făcut un cadou de ziua mea, nu? Și de-am încolo. Dar Tolia nu vrea să creadă că nu mai are nici o gaură. 36. Mai verifică, de ce nu o bagi în apă? Să duci apă, mă.
De asta ai pus paharul. Ce să-mi bag acolo pe ăla? Băi, stricatule, să ne privească copchii, băi. Și să gândesc, wow, și mătăsarul are așa ceva. Nu, băi, de-am, când lichesc eu, am văzut cum lipești-o cu stupid, cu șase, dar ține reușe. Ține, da. Lipit și... Sio. Am o să văd cum ai să o bagi, dacă nu o să spargi iară ca prima dată. Cu deștul. Cu cheia de la casă. Stai că mai am una, e ca aici. Dar tu ce? Și nici nu le-ai simțit abia cum le descoperi? Auzi, eu nu știu, Pep Kaifos și mai sar când a să ajungă și a scurge și mâneață. Așa că nu o să apară febra musculară peste o zi și n-a spate mișca nimic. Eu de mâine sunt la mașinca de cusut. Și trebuie exactitate, băiete, acolo. A, dai din pedale totuși? Tot, dar depun efort, fac stânga, pornesc, ridic. Mata, și care-s fi motivarea ta ca să... cu genunchii diriți? Am fost la mănăstire. Ai stat în patru labi? Am mers la mănăstire și m-am închinat la icoane. Nu susținerea femeilor, în general. Să nu mai discriminați femeile, nici în politică, nicăieri. Nici la pedala. Nu mai hărțuiți femeile. Dar și mai vrei, că ți-am dat bicicleta și ai mai mistic. Ți-am luat rucsacul, și mai vrei. Eu pentru asta, uite. Dar de ce ai chicat pe ăsta? Atunci când ți-o dat picioarele după primii 10 km? Ți-o dat piciorul, dar n-am chicat bicicleta. Nu, tăta-i filmat. Tăta-i filmat aici. Nu, bicicleta nu a căzut, eu am căzut. Da, bicicleta a rămas în picior. Bicicleta era mai importantă. Nu, dar fiecare cauză merită, cum spune, rile. Deletura ei. Nu. Am râs degeaba de Nata. E prima și înaintea noastră. Tolea iar are probleme. Ceva nu a făcut el ghine azi. S-a lăudat cu bicicleta lui bengoasă. Și ușoară și rapidă. Da, numai nu prin prundișul ăsta. E, lasă, e ca la noi bicicletele țin în prundișul ăsta, cum îi iau. E gol. De-am fâsă ei pe undeva. Iată. Poate s-o spart tot de la o spiță, tot acolo mai tine nici spiță n-ai, tu vezi? Sau ești rărăris? Sistema nepil. Cheile de la casă, deschidem și roata. Tolea, cu două chei trebuie să pot scoate, eu nu înțeleg și fandusești tu, de-am înstrebat bateria. Ia că atât cheile mele. Până aici am mers ostașul. Și înseamnă nervi. Ți-am zis să-i bagă în șitșoară. Și dar dedi și cursa asta până la Iazul de la Ghidighiș. Reînvierii ciclismului mai curajos. Aș mai departe în noț. Eu mă duc să o ajung, dar pe Nata. Ceau. Da, da. Nata cum e isteață, dar tot o ajuns să împing bicicleta de coarne. Atâtea viteză ai și o duci de coarne. Eu aici și amude și nu urci. Prea mare deal. Of. Și profesioniști și amatori. Îți de o mamă. Unul s-o pornit fără pieti și la drum. Fără clei, cu o cursieră pe drumuri de astea. Și faci cu roata aceea cât de ești tu de subțire. Una, două, ajungi cu o bada în pământ, mai ales dacă ai Constituția lui Anatol. De câte ori îți vă spun, pregătiți-vă de drum. Atâtea zile pedalăm la țară și abia acum vedem bovine. Ai vezi că erau și jiței și buhai și vaci. Ai în rând cu mine, pentru că eu am frânat, uleac, tu nici la vale nu poți accelera. În video mă critici, blem. Dar și vrei să te laud? Uite ce viteză ai, de melc. Să laud de lumea, tu tot timpul ai fost bicicleta, să locuiesc bicicleta, dar eu prima dată am iamărt cu papășoapă. Eu m-am pornit cu 23 la oră și cu tine am ajuns la 16.
Unde s-a mai văzut așa viteză de melc? Ca tot mă lau. Eha. Eu știu că-s bună. Dar cine aveți să ajung la 40 km din primul revoc? Încă dacă să ne uităm la statistici, mai tine ai mers mai repede ca Ana. E seama că vin din dreapta. Noi avem prioritate, dar mai sunt și nebuni. Așa, rămâi pe margine. Chiar pe acostament. Mai hurducă, dar nici asfaltul nu-i drept. Ca unii merg chiar pe jos. A fost la iaz, cred că. Și amuși intrăm în municipiul Chișinău. Poți să zici că misiunea e îndeplinită. De aici leși calul de gard, urci la microbuz și te duci acasă. Noroc de mine că e calul meu, dar nata e căluțul împrumutat. Iam să vedem cu ce viteză o să intre nata în municipiu. O să țâșnească amuși ca șpiga. Ia uite la dumneavoastră, țineți-o băi, opriți-o. Se aude, dar încă nu se vede. Ia că te uite. Ai grijă, uite la speedometru. Acolo e limită de 30 la oră. Dar cât? Cât crezi că aveai? Că-i vale aici. Încă nu, ia că abia intrăm în municipiu. Patru, faci parte din municipiu, da. Amuș, când intrăm în Vatra, după dig. Da, coada ta într-o parte și așa e nervoasă. Important e că bicicleta ține. Ulea că ne-a rătășit la Vatra. În schimb am găsit o casă exotică pe lângă gara de tren sau ce-o fi pe aici. Pe lângă calea ferată, cu un gard tare interesant și cu copacul tare ciudat, tăiat și după aceea au crescut. Tare frumos! M-am gândit să dedic, da, înainte, că nu vrei la deal, doar parcă am mers așa ca să evităm dealurile. Uf! Începătorii ăștia și cu dealurile. M-am gândit să dedic cursa asta mai mult de 50 de kilometri într-o zi toridă de vară victimelor romocaustului. Am citit chiar azi dimineață pe internet o informație că într-unul dintre lagările de concentrare naziste, fix pe 2 august 44, au fost omorâți vreo câteva mii de romi. Mai mulți copii de-ai lor au evadat, cumva au crezut că s-au salvat și a doua zi au împușcat și pe copii. Și să nu credeți că asta e numai o problemă a naziștilor germani care și-au asumat răspunderea și-și simt vina. Romii au fost persecutați inclusiv în România, inclusiv aici la noi, în actuala Republica Moldova. Romii au de suferit și acum din cauza tratamentului discriminator, inegal, a ideilor preconcepute despre ei. Deci cursa asta o dedic victimelor holocaustului și a persecuțiilor romilor de lungul istoriei, nu numai pe 2 august 44. Să se știe, mai ales că nici nata nu e departe de etnie asta și nici nu se ascunde. Și nu te-ai lăudat că ești o leacă țigăncușă? Ai uitat? Am ești biciclist, am înțeles. Bun, da. Biciclismul fi talent, dar etnia, sângele nu-i talent. Pe chestii cu care te naști și n-ai de ales. Și dacă oamenii ajung să fie persecutați pentru cei ce sunt, asta e foarte grav. Asta se cheamă rasism, nazism.
Am înțeles. Gata, te-am convins. Tine mi-a ușor de convins. Cu Mătăsaru era mai greu, așa la... Ține una și bună, Grigorciuc, Grigorciuc. Noroc cu drumurile noastre, s-au despărțit acolo. La închisoarea asta? Sunt și femei, dar închisoarea specializată de femei la Rusa, la Ionologie. Ce ești? Deci ai înțeles unde suntem? Da, la prom suntem. La marginea orașului. La marginea orașului și am ușa într-un nou vulcan și eu ușa schiui tare. Dar stai că încă n-avem 50 km, sunt 48 abia. În schimb se vede marginea orașului. Și bucură-te că am putut evita. Nu-i deal, ăsta-i vale. Pedalează și nu întreba. Ză bine că ești la libertate, deocamdată. Dar și prima dată mergi prin oraș? Prima dată merg prin oraș și eu mă zic. Cu bicicleta? Cu bicicleta, așa. Dar e duminică seara, nu-i prea mare trafic. Oricum, șoferii nu s-așa disciplinați. Ca să oferi și pe și bicicliști. Du-te pe trotuar, dar vezi cât de disciplinați pietonii. Două umbre de 5 ceasuri la drum. Dacă nu-i se defectau roțele lui Mătăsaru, poate îngea mai devreme. Dar Nata s-a bucurat de defecțiuni, de o odihnă neprevăzută. Dar de fapt, de un... nu, ne oprim dacă e roșu și crezi că facem. Vrei să dăm busa? De fapt, dacă am pornit la 1 și acum ai 6, la câte ceasuri iese? Ocua. Da, da, vezi că noi am mai... și eu mai avut... Din ei, da. Și nici nu mai fost greu la deal. Și Mătăsaru. Se cunoaște că am intrat în oraș. Imediat aerul s-a făcut irrespirabil. Urât, mirositor. Chiar dacă e asfalt unde te întorci. Oricum vezi mașini parcate și pe trotuar și pe spațiile verzi. Aglomerație urbană. Calea Ieșilor, strada 27 martie 1918. Ce vrei, eu primul? Strada Milano, hotel-restaurant, zorile, yeah. Am făcut-o, putem să zicem că am ajuns, în buricul capitalei.